Salutare, Tobias, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit. Ultima dată am fost și am vizitat, să zicem așa, acel mirific dungeon și astăzi vreau să văd corabia aia și village-ul ăla. Hai întâi la corabie, că tot e mai aproape. De fapt, nici nu cred că ar trebui să mă duc la corabie, că e de-aia micuță. Știi ce mă fac, deși mă duc... Mă duc direct în village și după aia habar n-am. Dar văd eu. Ok. Bun. E timpul să vedem ce e pe aici. Îmi place cum arată deja. De fapt, stai, n-am mai fost toată... Bă, da, mai fost pe aici. Ce, Doamne, iartă-mă. Sunt un copil special. Am fost, am văzut, știi, am ce e pe aici. Și de fapt e asta așa, știi ce vreau să... Vreau să mă uit așa să văd dacă e cumva ceva ciudat adăugat în plus. Nu pare nimic nou. Că, nu știu, parcă prea mi se pare așa ciudat. A, da, și din nou vreau să menționez că asta este filmată... Doamne, deci nu pot să fac aici casă pentru că e ca dracu pusă. Doamne, fută-l domnul. Ia stai. What the fuck, mate? Asta e casa de aia plătitoare. Ok, de ce n-am fost aici dacă tot am văzut zona? Hai, ok. Uite cum facem. Chit că nu e prea corect, de fapt, hai să ne uităm să vedem dacă e ceva interesant pe aici. Deși nu cred. Formele. Paper. Knife, rod, pen, ăsta. Knife, stai. Tool, așa, axe head, rod. Cred că astea sunt, nu știu sincer. Asta e. Part builder, stencil table. Măi, asta e așa, aș putea să fac un obsidian binding. Bronze sword blade și... nu binding. Stone large guard, nu știu exact care e și mai am nevoie de un băț. Hai să facem băț din stone. Parcă aici sau unde se crafta? Nu, aici. Nu, ce tot mi-ertă. Nu, aici. Nu, uite, sabie vreau. Ok, deci asta îmi trebuie. Așa avea să fac. Vreau să fac o sabie, pentru că de ce nu? Dă-te, mă. Part builder, ok, deci... Asta și așa. Și avem două bețe de chestie de-asta. Hai să o luăm înapoi. Și hai să confecționăm o sabie. Doar ca să o avem, nu de alta. Că nu e chiar cea mai faină, știu, deci Stonebound. Avem și un pickaxe head, că tot avem de asta. Haide, flint pickaxe head. Nici nu știu ce le fac, dar mă rog. Sau aș putea să fac o tigaie mai bine, da, hai să facem o tigaie. Wooden pen. Flint pickaxe head. Fii, hai să facem o tigaie din lemn. Facem o tigaie din lemn. Oh, yeah. Uite și tu. Deci, this is so fucking awesome. A dat 2 fucking damage. 2. Și 6? 7. Bă, ești nebun? Chestia asta chiar dă damage. Ok. Pentru mob și chestii de-astea care nu necesită bătaia de pe lume... Adică, nu pentru dungeon-uri, o să le folosesc pe asta. Bun, astăzi o să încercăm
să mergem înapoi la dungeonul la care ne-a bătut ultima dată. Și după aceea cred că o să mă omor, de fapt. Da, nu că cred, sunt sigur. Ca să nu mai stau să mă plimb ca de obitocul și să mă duc înapoi de unde m-am spawnat, ca să verific acele două dungeonuri pe care le-am observat pe hartă mai devreme. Și de fapt stați aici întâi de toate. Vreau să mă duc și eu diamantele de acolo, pentru că, hei, Hexid, ne-Hexid, diamantele sunt diamante. Ok, am avut, știu, un moment de la de... sunt mort. Așa, bun. Bun, Hexid, ne-Hexid, diamantele sunt diamante. Și gold e gold. Sau nu mai lasă ea, nu mai am nimic. Am luat diamantele, hai să plec. Știi, cu toate, cu toate astea mi-ar trebui ceva piatră, că eu nu mai am nici pic de piatră, ești nebun. Oare chiar ar trebui să minez? Da, întotdeauna să știți că de piatră am dus în Hexit cea mai mare nevoie. Da, mereu mă, mereu. De piatră, dirt, chestii de-astea. Eu aveam pickaxe de diamond și armură de diamond full și mai aveam încă două stacuri de blocuri de diamond și n-aveam un stack de piatră. Frumos așa. Elegant, chestii. Hai să scurtăm drumul ăla pe zăpadă. Oh, doamne, te stai că trebuie să mănânc. Dar nu am mai mâncat toată. Nu e fi apucat. Hai, lasă așa, că pot să alerg. Mai mănânc eu. Camere destule. Deja văd pe hartă cu punct casa, adică e acolo, știu că e acolo. Ioi. Bun. Uite, văd deja dungeon-ul, mergem, intrăm pe la intrare logic. Acum o să folosim sabia asta. Stai și mă întrebe ce tot mi-ar mai vrea să folosești o tigaie. Bine, în afară faptul că e super epic. Să-ți bați inamici cu tigaia. Ah, pentru cei care au văzut filmul cu Rapunzel ăla de la Disney, tăpa cu ceva timp. Bine, acum câțiva ani, nu foarte mulți totuși. Nici nu mai știu în ce an a apărut. Și era tipa aia blondă cu... cu tigaia, mamă, ce le dătea la aia. Ioi. Ok, hai să coborăm. Să vedem ce-i pe aici. Mamă, bă, ce-mi plăc astea. Oh. I need torțe. Ok, am intrat. Asta-i tot. Așa. Wow, ce dungeon șmecher. Aproape că ai ce face. Ok. Miros un boss battle. Sau... mă, nici cu asta nu e rău să dai, decât că bănuiesc are rezistența mai mică decât cea de diamond, mult mai mică. Ok. Asta să le mai sparg acum. Uite, bă. What the fuck? Tu-mi iartă-mă, tot pică ăștia, mă. A, spawner. Bă, sincer, până acum nu se merită. Adică da, e un bloc plin de chestii. Dar până acum n-am găsit nimic interesant. What the fuck, mate? Pe ăsta trebuie să atac fiind în pământ. Goblin Archer. Op,
Whoop, mate. Lol, l-am prins pe ăla. Place că ăștia sunt mai mult, se omoară între ei decât se ajută. Mamă, cu închiță-i când, când dau în el. Ok. Deja armura mea se duce dracu. În sfârșit. Aoleu. Nici ne-am dat gând să mai stau și de voi. Bă, du-te mă naibii. N-o bine facem de-astea, ok. Deja level 20. O, bă, băiatule, bă, cum te ascundeai tu acolo? Da, știu că sunt câțiva pe acolo, pe sus. Doamne, bă. Nu! Well, nu! Hai, bă, fix în fața mea s-a spawnat. Neacă, dacă mor, abia acum realizez unde mă dă. Mă dă unde am vrut să ajung oricum, decât că aș vrea să explorez asta înainte, că nu mai mă întorc după el. Deci, sincer, nu mai mă întorc după el, că n-are rost. Bun, hai că am o inimă de aici de luat. Și încă una. Uite, încă o ciocopedia de-aia. Gata. Am luat suficient. Oh, de aici veneau. Ăsta e ceva genul, vezi că ți-a căzut cap. Bă, dar sunt sătul, frate, de bătaie. Ăștia n-au și ei nimic șmecher pe aici. Serios, acum uite-te și tu. Merg, merg și merg și merg și merg. Adică, efectiv, dacă mergeam, puteam să trec așa, no stress, like. Vezi și tu. Și acum am ajuns unde? A, cred că abia de aici o să mă bat și eu cu cineva. Oh, ia de fapt că m-ar fi ajutat mai mult dacă bubuia pe cineva, nu pe mine. Ioi, oi, the fuck. Tot îmi place cu închițe. Ok, sunt mort. Sunt mort, aici am murit. Prea mulți, prea mulți zombi. Mă rog. Stai că observ ceva în partea asta. Ce e aici? Uite, un alt dungeon. Doamne. Îmi place că acolo le observ pe toate, gen. Prima dată când căutam și un dungeon ceva, nu găseam și unul și acum nu mai știu unde să mă duc prima dată. Mă, ia bine, țin cu așa voi. Păi, știu câteva și sunt aici, frate. Crezi că o să le înmulțesc eu pe astea vreodată? Nu, dar pot să le iau carnea și pielea. Așa mă... Ai, mă, mamă, cât level am pierdut. Speram și eu. S-a blocat. Of, mi-amintesc că în primele două sezoane se mai întâmpla așa. Înseamnă că suntem pe lângă un biom de copaci mari care tocmai s-au generat. Sincer, atunci când mă mișca... Ok. Încă nu a început să se miște. Dar știu că nici nu-i lag. Wow, ok. Știi? Ideea e că... Stai să văd dacă iau damage. Ok, și-a revenit. Înseamnă că vaca e moartă pe undeva. Nu mai contează asta acum. Ok. Trebuie să am grijă aici. Fine. N-am fost deja în ceva de genul. Shit. Fuck. Cum mă duc? De fapt, stai nu pe aici. Trebuie să o colesc o leacă.
să găsesc o metodă să... Poamne, cât bulan am avut. De fapt, asta e că facem altfel. Așa, much better. În sfârșit ceva dungeon pe care recunosc și eu. Oh, și este și o zonă foarte bună, o zonă de câmpie, exact ce căutam. Perfect, frate, perfect. Ce a fost aia? Un bol și un hău? What? Ok. În sfârșit. Oh, 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 oh. Ăsta de unde a apărut? Ok, ăștia sunt ușor de bătut. Deci zona e chiar foarte faină și mai văd un dungeon în partea aia. Perfect, deci aici cred că o să ne stabilim. Hai să încerc și o să scap cât mai ușor, de cât mai repede de ăștia. Aoleo. Hai să mergem cu sabia de diamond. Opa, 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 opa. Ah, cunosc zona. Da, da, cunosc dungeon, e foarte șmecher. E micuț, e ușor de bătut, să zic așa. Ăsta era numai bun de început. Deci ăsta era un dungeon foarte bun de început. Dacă îl vedeam, adică știi, a fost chiar și fix lângă mine. Tocmai ce știam, că aș fi vrut și eu un dungeon mai ușurel așa de început. Dar nu... Norocul meu a avut alt plan cu mine. Oh. Și nevoia aia damage. Oh, la oh. Bă, aș avea nevoie de torți în puii mei, dar... N-am. Oh, healer. Asta poate să-și dea heal singur. Apare, nu? Știi, de fapt, asta-i. Ia, hai că mă duc eu sus și facem așa. Bun, uite o bucată de gold, pe care nu cred că pot să o iau. Hai că stăm și noi aici, o seară, nu cred că se supără nimeni, nu? Mi-aranjez și eu lucrurile. Pun niște lemn la prăjit. Bun, uite aici e groapa de gunoi. Ce n-ai nevoie, ți arunci. Astea, astea... Hai că asta nu mai contează. Mai să mai ținem. Nu știi niciodată. Bun. Hai să punem tot aici, pardon. Și să aranjăm tot. Sau, mă rog, cât mai avem. Bun, încă n-o duc grozav, n-o duc chiar grozav cu asta, așa că să țin asta la îndemână. A să aranjez puțin astea. De fapt, stai. Ia să vedem, să adun toată mâncarea pe care o am într-un loc. Așa. Barem să fie prăjită direct. Hai să luăm, uite, astea. Și să le prăjim. Numai bine. Și acum să vedem pe aici nimic. O, oh, aveam coal, ce doamne iertă-mă. Ah. Să fie primit, să zic așa. Trebuie să le aranjez și eu cumva pe astea cumva. Ce să fac eu cu un stack de semințe, nu știu. Plus că pot să fac rost foarte ușor, ca să am nevoie. Ah. Era deja și aici. Eu nici nu știu de ce mai fac, dar mă rog. Nu, bun.
fapt. Așa. Nu fain, bă. Hai că închei și eu aici acest episod. Până data viitoare am fost Cristi. Data viitoare să ne uităm prin tot dungeon, să vedem ce e pe aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă urez o zi bună în continuare. Până data viitoare. Bye bye.